Domnule, voi sunteți cu concursul? În sfârșit v-am găsit, frate. Omule, ai călătorit de mult. Știi de când vin? De unde vin? Vin din Bahamas, mă. Iată. Eram în Bahamas acolo. Și a început să plouă. Eu eram cu bombonica mea. Bombonica e mașina mea. Așa. Care are climă în funcție de clima de afară. Știi? Bun. Și ascult eu la radio că aveți un concurs în legătură cu un drifter. Cu nouul Volvo E60. Deci, frate, nu se poate, trebuie să-l încerc, neapărat. Neapărat. Dar ai ales cel mai bun mijloc de transport. Exact. Exact. Până la două uiți am trecut Atlanticul, am trecut Marea Mediterană, Marea Neagră, Dunărea, Dâmbovița și la Dâmbovița, puțin mai sus, da. E Glina. Și are balta pește? La Glina, da. Are o grămadă. Și cred că am pierdut și detentorul la Glina. Deci e bun. Ideea neagră, ai pierdut, nu? Exact, am pierdut numai cu ce să iei decât cu ăsta. Și am venit la voi cu o idee. Am înțeles că laptele de nucă de cocos este foarte bun pentru farul. Așa. Bun. Și am venit cu din Bahamas cu o nucă de cocos. Exact, vreau să șterg farurile cu nuca asta de cocos. Da, dar e cam abrazivă. Sucul de nucă de cocos. Am înțeles. Am venit pregătit. Vai, nu pot să cred. Ia, hai, acționează aici. Ia să vedem. Așa. E cam tare nuca asta de cocos. Da, e tare. Dar și mașina e tare, nu? Așa mi se pare. Dacă am uitat din Bahamas pentru ea, îți dai seama. Așa-i. Băi, am făcut o gaură, a doua nu vrea, trece-o la instrumente mai tari. Dar ai să poți conduce cu papucii? Încercăm. Deci. Opa, 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 ușurel, ușurel, ești în siguranță, te ținem de... Opa, așa. Opa. Și avem lapte de nucă de cocos. Așa. Stai să-i un pic. Așa. Opa, așa. Fii atent că laptele ăsta, cu ăsta, vezi și noaptea fără să aprinzi farurile. Pe bune? Serios? Vectorizat? Serios? Poate ne omori senzorii. Așa. Cam asta e. Ce? Încercăm să vedem dacă merge și pe sub apă? Ce, mașina? Da. Nu, hai mă, ca să o promov pe uscat. Așa, o încercăm pe uscat, dar nu cu... Fără labă. Încălțările. Ok. Dar deci nu cu parapanta și nu cu răbuțe. Fără răbuțe. Ok, s-a făcut. Hai să încercăm. Conduceți această mașină cu încredere, dar nu cu labe scafandă, nu merge. În schimb, cu botoși merge foarte bine. Nu plouă în ea, vă asigur. În rece să zic că e Volvo, deci tot ce te poți aștepta de la un Volvo îndeplinește. A fost fun. I hope I win.